Nu uita, tu ți-ai proiectat viața asta. Tu ți-ai ales. Ca să înveți, da? Să urci în vibrații. Și pentru asta ți-ai proiectat amintirile care te iubesc, rudele, cineva să apară în viața ta, da? Divin feminin, divin masculin, să se întâmple nu știu ce, sar de acolo, într-o relație, să intri în alta, să mai înveți ce n-ai înțeles, tu ți-ai proiectat toate astea. Da? Și când cât de cât înțelegi niște lucruri, e un fel de capitolul ăsta s-a terminat. Next! Da? Înțelegi ceva în alta și... Da? Ai înțeles. Mâncarea doar a ta, nu te bagi cu nimic, cu nimic și nu servești pe nimeni, mai ai din astea, mai ai, da, nu mă pot abține, da, tot îmi pare că, da? Și nu e, știi că nu e și îi faci. Ok, învață, învață, curăță, acolo e. Next! Ce mai e? Pe acolo, cam acolo ești. Deocamdată, vezi mai departe, da? Ce-ți convine, ce nu-ți convine, e lumea ta, e viața ta. Tu hotărăști cine sau ce-ți rămâne în viața ta. Tu hotărăști. Cum? Vizualizezi. Știi să faci asta, vizualizezi și ești acolo. Ai mai zis și când, da? Ai sărit din altă lume, din lumea din care ai sărit, dar a rămas în ghost mod acolo, că tu ai fost, că lumea, că așa, bun. Ai și zis-o, da? Tu pleci din familie, din relație, din job. Oamenii, dacă mai au ceva de făcut acolo, treabă și locul ăsta nu mai e, se învârt în jurul cozii. E un fel de, da? Vine și tot în situația aia. Tu nu mai ești acolo. Pe tine nu te mai găsește, pentru că tu nu mai ești. Ai înțeles una alta și divin ai fost scoasă din cercul ăla, din situația aia. Ai înțeles unde ești? Acolo e. Și așa se întâmplă și vezi de treabă. Vizualizează tot. Acolo, la tine așa merge. Ok.